În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Drept creștini, este în Vechiul Testament o poveste, una din cele mai grele și mai mari povești ale Vechiului Testament, care sună cam în felul următor. Vine un înger și spune: Avraame, Avraame. Și Avraam spune: Iată-mă. Și spune îngerul: cuvântul Tatălui din cer, cuvântul lui Dumnezeu din cer, îl spune îngerul lui Avraam: ia pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și adu-mi-l jertfă în muntele Moria. Și Avraam se trezește a doua zi de dimineață, se pregătește de drum, ia lemne, ia foc, ia cuțit, îl ia pe fiul său și două slugi și pornește la drum. Merge două zile până când vede în zare muntele. Și atunci le spune slugilor: voi rămâneți aici, eu mă duc cu fiul meu, mă închin și mă întorc. Îi dă fiului să care lemnele. El ia cuțitul și focul și merg. Și la un moment dat îl întreabă Isaac: tată, lemne avem, dar carne pentru jertfă? Și zice Avraam: se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Ajung pe munte, pregătește lemnele, îl leagă pe Isaac, îl pune pe jertfelnic și ridică cuțitul. Și iarăși vine îngerul: Avraame, Avraame, iată-mă! Și atunci vede berbecul cu coarnele încurcate într-un tufiș, ia berbecul și jertfește în locul copilului său. În Vechiul Testament există foarte multe prefigurări, dar nu ne-am dat seama și nu și-au dat seama oamenii de faptul că acelea erau prefigurări, până nu s-a întâmplat lucrul despre care ele profețeau. Bună oară, avem multe prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament, dar oamenii n-au știut ce înseamnă această Sfântă Cruce și că e vorba despre cruce, până când nu l-au văzut pe Hristos răstignit. Pentru că vreau să vă zic că și în limba greacă, în momentul în care traduci Vechiul Testament în limba greacă, și Sfinții Părinți au folosit Septuaginta, adică traducerea grecească a Vechiului Testament, pentru semnul acesta al crucii, de câte ori este pomenită Sfânta Cruce în Vechiul Testament, de fapt este scrisă litera T, Tau, care litera T aduce a cruce, dar nu e chiar o cruce, pentru că îi lipsește partea de sus. Dar atunci când oamenii l-au văzut pe Hristos răstignit, atunci și-au dat seama că despre El erau acele prorocii. Textul pe care l-am auzit astăzi citit din Sfânta Evanghelie sunt cuvintele lui Hristos consemnate de Sfântul Apostol Ioan, teologul și evanghelistul iubirii, dar ele sunt cuvintele, voia, gândul Tatălui. De aceea spune Mântuitorul Hristos despre Tatăl că așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca tot ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este una din culmile Noului Testament, unul din cele mai importante versete din întreaga învățătură a Noului Testament. Și revin la semnul acesta al crucii, pentru că și șarpele înălțat în pustie pe lemn este tot o prefigurare a Sfintei Cruci. Pentru că a făcut Moise
un șarpe din aramă și l-a pus pe un toiag. Pentru că erau șerpi veninoși care îi mușcau și mureau bărbații lui Israel, care cârtiseră. Că de ce ne scoate pe noi Dumnezeu din țara Egiptului? Să ne moară nouă sufletele și oasele în pustiu. Și atunci a trimis Dumnezeu ca pedeapsă șerpi veninoși. Și atunci Moise s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi să scape poporul și a poruncit Dumnezeu să facă un șarpe de aramă, să ne înalțe pe un toiag. Și doar privind la toiagul acela, cei mușcați de șerpi veninoși se făceau sănătoși. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Tu să fii mușcat de un șarpe veninos, să ai venin în tine și singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să te uiți la ceva. Dar vom reveni. Ne întoarcem la semnul Sfintei Cruci. Semnul Sfintei Cruci are două linii, una verticală și una orizontală. Pentru că semnul Sfintei Cruci este semnul care unește, semnul care apropie, semnul care face trecerea dintr-o parte în cealaltă. Și prima este verticala, care unește cerul cu pământul. A doua este orizontala, care unește toate marginile lumii. Și Evanghelia asta de astăzi, a duminicii dinaintea Sfintei Înălțării Sfintei Cruci, este duminica verticalei. Și Evanghelia de duminica viitoare, după pogorârea Sfintei Cruci, când ne învață pe noi cum să ne luăm noi crucea noastră, este Evanghelia orizontalei, care unește marginile lumii și care ne învață pe noi să ne racordăm la această verticală despre care este vorba astăzi. Și ce înseamnă această verticală a crucii? Înseamnă că se unește cerul cu pământul. Înseamnă că se unește Dumnezeu cu omul. Înseamnă că se face o punte între dumnezeire și umanitate. Și aici urmează partea grea a acestei Evanghelii. Dumnezeu este perfecțiune. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Noi avem nevoie de El. Și atunci cum se unește Dumnezeu cu omul, dumnezeirea cu umanitatea, cum se unesc? Rănindu-se Dumnezeu. Dumnezeu care este perfecțiune, care nu are nevoie de nimic, nu pentru Dumnezeu s-a dat crucea, nu pentru Dumnezeu avem această verticală, ci pentru noi. Cum cobori ceva care e perfect? Dumnezeu este treime de persoane care se iubesc una pe alta într-o perfecțiune mai presus de fire. Cum cobori perfecțiunea negrăită și negândită a dumnezeirii cele întreite în persoane? Cum o cobori pe pământ? Cum îl ridici pe om sus? Pentru că Mântuitorul Hristos spune clar la începutul acestei pericope: nimeni nu s-a suit în cer decât Fiul omului care s-a coborât din cer, care este în cer. Cum îl cobori pe Dumnezeu? Rănindu-l. Nu rănindu-l din exterior, ci după cum spune Mântuitorul Hristos, într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat. Și aici este esența, dragostea. Dumnezeu a pus lângă dragostea preasfintei trăimi, dragostea față de omul pe care l-a creat. A adus această dragoste acolo și dragostea este cea care lucrează. De aceea Hristos a venit din dragoste, s-a răstignit din dragoste, a pătimit din dragoste și a înviat din dragostea lui Dumnezeu
pentru omul pe care l-a creat. Și spune Mântuitorul aceste cuvinte care sunt despre durerea aceasta a Tatălui. Și citind povestea din Vechiul Testament despre Avraam, înțelegem și noi câtă frământare, câtă suferință, cât zbucium a fost în sufletul lui Avraam. De când Dumnezeu, care îi prorocise că va fi tată al multor neamuri, că urmașii lui vor fi mai mulți decât stelele de pe cer și decât firele de nisip de la malul mării. Și același Dumnezeu îi cere să-l ia pe singurul lui fiu și să-l aducă jertfă. Cât de mare a fost zbuciumul lui Avraam, ca să înțelegem cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu de a-l trimite pe singurul său fiu la noi. Și lucrurile acestea le consemnează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, teologul, Evanghelistul iubirii, Evanghelistul care s-a rezemat pe pieptul lui Hristos lângă inima sa la cina cea de taină și l-a întrebat: Doamne, când toți ceilalți întrebau, oare nu sunt eu, oare nu sunt eu, oare nu sunt eu, fiecare întreba despre sine, Evanghelistul Ioan a pătruns în inima lui Hristos și l-a întrebat: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Și lui primul îi descoperă Dumnezeu taina inimii sale. Și acest evanghelist al iubirii face o paralelă care e foarte frumoasă. Avem acest verset despre care vă vorbeam în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Și Dumnezeu atât a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în prima epistolă sobornicească a Sfântului Ioan, în capitolul 3, versetul 16, se spune: și noi am cunoscut iubirea, pentru că El ne-a iubit pe noi cel dintâi. Avem prima dată în Evanghelie gândul acesta al lui Hristos despre dragostea Tatălui și avem în epistola, în prima epistolă sobornicească a Sfântului Ioan teologul, gândul apostolului despre dragostea care s-a arătat prin Hristos. Vă spun lucrurile acestea pentru că trebuie să înțelegem profunzimea cuvintelor, ca să ne ferim de două mari ispite pe care ni le pune diavolul înainte. Și ispitele acestea le găsim în multe învățături greșite. Dar Hristos este atât de clar în aceste cuvinte care s-au citit astăzi, că aceste învățături greșite nu pot fi decât de la diavolul, nu sunt decât opera și lucrarea celui care caută întotdeauna să înșele. Și aceste două învățături greșite sunt în felul următor. Prima, că se poate fără Hristos. Pe câți n-ați auzit și n-am auzit cu toții spunând: eu mă rog la mine acasă, eu n-am nevoie de biserică, eu n-am nevoie de intermediari, eu mă rog direct lui Dumnezeu. Dar Hristos ne spune clar astăzi: nu se poate decât prin El. Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel care a coborât din cer, Fiul omului care este în cer, ne spune Hristos în Evanghelia de astăzi. Deci nu există altă cale către cer și nimeni nu se urcă la cer cu adevărat decât cel ce crede și îl urmează pe Hristos. Ce înseamnă a-l urma pe Hristos? Înseamnă a-i urma crucea. Și prima care urmează crucea lui Hristos este biserica. De aceea, pe biserică, în cel mai înalt punct din biserică, pe catapeteasmă,
avem Sfânta Cruce și noi ne însemnăm cu semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Pentru că ea este cu adevărat scara care ne ridică pe noi către cer. De dragostea omului a venit Hristos, din dragoste față de om și-a asumat crucea și prin cruce ne ridică pe noi la cer. Altă cale nu există. Și sunt multe secte, multe învățături greșite care au venit în România și și-au pus pe casele lor de adunare, pe care nu le numesc biserică, și-au pus semnul crucii. Dacă mergeți în vestul Europei sau în America, ei n-au semnul crucii, pentru că ei nu cred în cruce. Ei nu-și fac semnul crucii, nu se însemnează cu el, ei nu mărturisesc puterea crucii. Dar la noi au trebuit să și-l pună, pentru că altfel nu intra nimeni la ei. Ca să se arate încă o dată puterea crucii. Și a doua învățătură greșită este aceea că a crede este un lucru ușor. Nu-i deloc un lucru ușor să crezi cu adevărat. Și tocmai de aceea Mântuitorul Hristos leagă lucrurile și spune: atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară. Adică atât de mare se cere să fie credința noastră, pe cât a fost dragostea lui Dumnezeu de a-L trimite pe Fiul Lui în lume. Nu trebuie să fim căldicei. Credința noastră nu poate să fie doar o credință din vârful buzelor, ci credința noastră trebuie să fie o credință foarte puternică în cuvântul Lui, în Evanghelia Lui, în învățătura Lui. Pentru că puternic a fost și dragostea lui Dumnezeu față de noi și L-a trimis pe Fiul Său. Și tot așa trebuie să fie puternică și credința noastră. Cât de, nici nu știu care cuvânt, pe care cuvânt să-l folosesc ca să arăt puterea aceasta a trimiterii Fiului lui Dumnezeu în lume. Cu aceeași măsură trebuie și noi să ne măsurăm credința noastră atunci când spunem că noi credem în Dumnezeu. Și cum facem lucrul acesta ne arată tot Sfântul Ioan. Pentru că Sfântul Ioan în prima epistolă sobornicească, în același verset, capitolul 3, versetul 16, spune în felul următor: și noi am cunoscut iubirea pentru că El ne-a iubit cel dintâi. Și această iubire suntem datori să o dăm mai departe fraților. Ce este iubirea? Este jertfă. Ce facem noi? Trebuie să dăm mai departe această iubire a jertfei. Aceasta este prima atenționare a Bisericii despre crucea lui Hristos. Este duminica înaintea înălțării Sfintei Cruci, duminica în care Biserica ne atrage atenția cât de profundă, cât de grea și cât de importantă este crucea lui Hristos pentru mântuirea noastră. La El am văzut iubirea, El ne-a deschis nouă ochii să vedem iubirea, prin El am cunoscut iubirea, iubirea cea adevărată, că El ne-a iubit cel dintâi. Și această iubire trebuie să o dăm și noi mai departe, fraților. Amin.